Sunteți? Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase! Astăzi facem frape sau cogoși cu praf de copt, care se fac în această perioadă în Italia, pe perioada carnavalului. Așa, și vom avea nevoie de, pentru început, de două ouă. Vom avea nevoie de de 280 de făină. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit! 32 de grame de zahăr, 36 de unt. Apoi vom avea nevoie de țuică sau rachiu sau lichior, ce preferiți, să știți că dă un... Acesta este secretul pentru aceste gogoși sau frape. Această țuică, 32 de grame de, 24 de grame de zahăr, de țuică, 24 de grame de țuică. Așa, apoi vom avea nevoie de un praf de sare, circa 5 grame de praf de copt. Și vanilie. Eu astăzi am să pun vanilie aceasta, cu aromă de vanilie de la baton. Bună ziua, Mariana! Bine ai venit! Și vom avea nevoie de ulei pentru prăjit și apoi le vom da prin miere de albine. Vedeți? Prin miere de albine le vom așa și cu zahăr pudră. Și astăzi o să le facem împreună, o să începem să facem aluatul și apoi am să încerc să aduc camera spre aragaz mai aproape. Mi-am pregătit aici o tigăiță unde o să punem uleiul și o să-l aducem la temperatură. Și voi frământa puțin la mână și apoi le vom întinde și le vom frământa cu această mașină de întins paste. Așa, ca să le facem subțiri, subțiri, subțiri. Eu mi-am pregătit aici totul și să începem. Și vom pune două ouă. Dacă aveți posibilitate să lăsați aluatul să se odihnească, este foarte bine. Cu cât se odihnește mai mult, cu atât este mai bine. Așa, vom adăuga și un praf de sare. Luăm așa cu degețelul și adăugăm un praf de sare. O să adăugăm și zahărul. Luăm așa de parte. Și vom amesteca puțin zahărul cu ouă și cu praful de sare. Și rachiul, când îl adăugați, să știți că o să fie foarte crocante și foarte bune și acesta este secretul pentru aceste gogoși super, super, super delicioase. Și să știți că puteți da și la copii, că în, la copt se evaporă și nu se mai simte. Așa, și amestecăm așa bine. Vom adăuga și untul. Așa, le adăugăm. Untul este la temperatura camerei. Așa. Vom pune și vanilie. De vanilie. Veneți? Cu vanilie naturală. Acest, cred că este zahăr cu vanilie. O să pun puțină. Așa, dăm deoparte. Și acum adaug făina. Chiar dacă nu s-a topit și s-a mâiat untul, îl amestecăm cu făina împreună. Și o să punem această făină o parte. Și amestecăm. Apoi o să amestecăm totul cu mâna. Și o să frământăm. Așa. Voi adăuga și țuica.
amestecăm așa bine totul. Și punem și praful de copt. Și amestecăm totul bine. Așa. Și frământând se topește și untul. Și acum mai adaug puțină făină. Și am să frământ cu mânuța. Și să facem cu mânuța. Am să adaug și restul de făină. Și acum frământăm cu mânuța. Și frământăm. Frământăm acest aluat. Și o să punem așa pe fundul nostru totul. Și frământăm așa bine. Sunt simple. Vedeți? Și lăsăm cât montăm totul. Ne pregătim și uleiul. O să punem pe tot. Puteți pune și ulei de floare soarelui și de alune, temperatură, cât noi ne pregătim. Așa, și am să pun pe masa de lucru făină. Așa. Și acum am să frământ acest aluat aici. Am să dau la mare, la zero. Și îl frământăm. Așa. Și am să tai așa bucățele. Și cum am spus, aluatul trebuie să stea acoperit ca să nu se usuce cât lucrăm prima bucățică. Și acum o frământăm ca să fie fin, 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 fin. Și îl dăm așa pe acest aluat. Și îl împăturim și dacă mai e nevoie, mai adăugăm făină ca să nu se lipească. Așa. Și închidem. Dăm la 3 acum. Deci am avut pe 0 și acum mut la 3. Și facem. Așa, iată. Mai subțire. După aceea mutăm la 6 și să vedem cât de subțire vine. Ia să vedem. Nu toți sunt grosuțe. Aceste frape trebuie să fie fine, 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 fine. Le puteți lăsa și așa, dar eu le fac și mai fine. Punem puțină făină să nu se lipească. Vedeți că ele și aveți nevoie de o masă mare unde să le puneți pe toate, că o să fie multe, 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 multe. Așa. Și acum am să pun, îl pun să se încălzească. Focul este mic, 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 nu se arde. Am grijă aici de tot. Așa. Ia să vedem cum iese. Ia uitați. Așa, la 7. Și le scoatem. Că nu mai am loc aici. Ia uitați cât s-a lungit, vedeți? Așa. Și acum le tăiem. Le tăiem așa. Și le dăm o formă. Le putem face și așa simple, tăiem pe mijloc și le prăjim așa sau le întoarcem cum vă place. Le putem tăia și așa. Ia să vedem dacă avem acest aparat să tăiem așa pe mijloc și o să vedem cum o să iasă la copt. Ia uitați. Așa. Și să le punem pe cele care le-am făcut acum. Vedeți? Arcem. Iată, sunt gata.
Și după aceea le pudrăm și le dăm cu miere de albine. Să punem altele. Și le punem în straturi. Punem primul strat, apoi punem șervețele, după aceea punem următorul strat. Vedeți că uleiul nu este fierbinte. Îl potriviți, așa ca să nu se ardă. Și vom avea nevoie de zahăr pudră și de miere de albine. Ia uitați. Și le așezăm așa pe farfuriuța noastră, ca să vă arăt cum le prepar eu. Așa. Ia uitați cum arată. Sunt super, super. Acestea sunt un pic mai bronzățele. Și sunt delicate, delicate, delicate. Așa. Așa. Aici am eu. Aveți. Așa. Și zahăr pudră. Așa. Ia uitați. Și aceasta este rețeta noastră de guguși. Încercăm să vedeți ceva. Vă doresc o zi frumoasă și multă, multă sănătate. La revedere! Eu am stat toată ziua cu voi. Pupici! O zi frumoasă și vă mulțumesc încă o dată din suflet. La revedere! Și multă, multă sănătate!